În cadrul târgului, cei mici, dar și cei mari vor avea ocazia să observe experimente speciale care îi vor introduce în lumea roboticii, a chimiei, fizicii, botanicii și zoologiei, astronomiei și meteorologiei. La eveniment vor fi prezenți și elevi care au beneficiat de finanțare prin fondul Științescu. Aceștia își vor prezenta proiectele finanțate în ediția a doua a programului. O să mai avem, așa ca surpriză, o să mai avem dintre parteneri cu standuri, un laborator de analize ne va arăta cum se văd venele cu infraroșu, un alt partener ne poate arăta cum se taie toate bucățile pentru o geantă și cum se poate asambla în timp real. Ce ne dorim noi este să le arătăm copiilor că ceea ce învață nu este degeaba, că ceea ce învață îi pregătește pentru o meserie. Copiii care vin din partea proiectelor Științescu știu deja asta. Copiii care n-au mai participat la un astfel de târg de științe, eu cred că vor fi încântați. Organizatorii se așteaptă la câteva sute de participanți. Târgul Științescu a fost inclus în seria evenimentelor Noaptea Cercetătorilor 2023, prin care sunt promovate și aplicații în domeniul sănătății.